Bine v-am prieteni! Uite, emisiunea asta, deși se va referi la doamnele și domnișoarele din viața noastră, o voi dedica lichelelor. De ce lichelelor? Pentru că ei ar trebui să bage la cap unele lucruri. Ăștia lichelele. Ăștia care încă mai cred că o femeie, dacă e sexul slab, ca așa îi zic ei, da, înseamnă poate fi abuzată. și ăia care pot să lovească o femeie, pot să lovească un om în general, Abuzatorii de profesie care se cred perfect. Pentru că eu n-am văzut abuzatori sau n-am citit despre ei că nu-i prea -i cunosc, da? care să nu fi aruncat vina asupra femeii. Da? Abuzează, urlă, îi chemată poliția, ajungi câteodată în ziare de cancan, -can, dar abuzatorul vine să-i spune, a, asta este viața personală, n-ai voie să te atingi de a. Băieți! Atunci când lovești pe cineva, când abuzezi pe cineva, nu se mai pune problema de viață personală. Ca așa și hoțul, care tocmai îți fură portofelul din buzunar, da? spune, domnule, este un act personal pe care l-am făcut. Da? De ce vă legați de viața mea personală? Mai Băiatule, dacă intri sub incidența codului penal și și abuzatorul poate intra sub incidența Codului penal, sau cel puțin în evidențele poliției, înseamnă că se transferă aspirațiile tale personale acolo, într-un articol în care poți fi pedepsit cu o amendă administrativă, amendă penală sau pușcărie. Înțelegeți? Și atunci am zis: Hai să îi domolim un pic, să le explicăm ăstora istericii că există lucruri făcute de femei și ei beneficiază de lucrurile astea, că dacă n-ar fi fost. Acele femei, astăzi, erau cu gât legău la gât sau de păreci aprinzătoriu în multe domenii. Uite, de exemplu, mă refer la ea care urlă în intersecție și fac și dreg și îți arată degetul mijlociu, asta în cel mai bun caz, pentru că de obicei abuzatorii ăștia din familie sunt abuzatori și în trafic, da? Păi, este o doamnă, Mary Anderson. Ghiși ce a făcut acea doamnă? În New York, 1903, ploa da, automobilele alea cu scârța scârța, cu două viteze și una înapoi, da, ca să, atunci când ploua sau când ningea, trebuia să vină șoferul, se, se ducea, dacă nu durea spatele, nu făcea un lumbago, și cu dreapta conducea și cu stânga ștergea parbrizul cu ce putea. Ei bine, Mary Anderson inventează ștergătorul de parbriz. Da, da, o femeie care nu avea nicio legătură cu tehnica, ci avea casnicitatea asta extraordinară, logica asta casnică a lucrurilor care trebuie să se întâmple. Înțelegeți? Pur și simplu a făcut un mecanism, cu o manetă, da? O să zici, da, mă, ce mare șmecherie rudimentară, da, da, sigur că da. Și vine altă doamnă, 10 ani mai târziu, și face ștergătorul electric, nu un bărbat. Când a mers în lumea bărbaților, și doamna cu ștergătorul ăsta mecanic Anderson și a mers și doamna cu ștergătorul electric. Bărbații au zis, a, dragă, dar chestia asta nu se poate comercializa, e o porcărie, lasă ăla cu lumbago acolo, cu torticolis. Cu... Evident, după 17 ani când a expirat uh, patentul, toți bărbații din toate companiile de automobile au preluat pe gratis modelul. Așa cum preluăm necăturată tocana cu mămăliga, friptura de rață pe cup și portocale și tot felul de genul ăsta. De ce e important să știe și abuzatorii chestiunile astea? Ca să-și vadă lungul nasului, ca să nu mai creadă că ei sunt lei din junglă și femeile sunt așa niște niște chestii complementare pentru distracție, pentru ceva acolo, da? Sau să-ți pui capul așa în, în, pe umărul lor și să zici, dragă, uite luna, ți-o aduc de pe cer. Nu, nu. Nu le trebuie luna. Eu n-am văzut o femeie care să adun lumea de pe cer. dar Am văzut femei, da, și le-am în casă, care se bucură dacă în fiecare sâmbătă mă duc și pe lângă oase pentru câini, prima dată mâncare pentru câini, după mâncare pentru mâțe, după aia pâine, după așa, vin și cu un buchet de flori. Bun! Mergem mai departe, vă arăt cea mai scumpă fotografie care exista existat vreodată pe pământul românesc. A spus Erda. da? Bun. De fapt, nu a fost pământul românesc, a fost franțuzesc. Nu putem pune franțuzesc. Bun. Lizica Codreanu. Habar nu avem noi de Lizica Codreanu pentru că ce e femeie? Nu, noi suntem o lume a bărbaților. Încă în secolul 21, femeile trebuie să câștige mai puțin decât bărbații. Deși eu mă gândesc că femeile sunt cel puțin la fel de deștepte, dacă nu un pic mai sus decât bărbații. Sunt puține femei care au făcut războaie, dar în schimb majoritatea bărbaților din istorie scoteau sabia mai întâi și după aia și sinapsa. Bun. Lizica Codreanu. Lizica Codreanu, muza lui Brâncuș. În 1926 face un film de referință. Se studiază astăzi în tot ce înseamnă istoria cinematografiei franceze. Bun. Le Petit Parigot. O să zici, dar n-am auzit de el. Sigur că n-ai auzit de el, pentru că în manualele franceze scrie, la, române, la, cele românești există o genă. Cum adică, a, și nici nu era, nici nu stat aici, nu era virit în tricolor muza lui Brâncuș, a, nu, 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 costumul ăla în alb și negru a fost făcut de Brâncuș, da, pentru Lizica Codreanu. Este un film de referință în tot ce înseamnă cinematografia franceză, a interbelică, extrem de importantă pentru cinematografia lumii, da, pleacă, era și o dansatoare senzațională, dansează pe scene ale unor mari, mari, mari teatre și la un moment dat se mărită și pleacă în Tibet. Vine din Tibet și vine culmea cu un alt vibe. Ce face? Prima școală de yoga, prin 1938, dacă nu mă înșel, de pe continentul european. Prima școală de yoga. Și după război face o chestie și mai turbată, art-terapia de astăzi. Ea este mama art-terapiei de astăzi, atât de, atât de uh, celebrată și căutată de tot felul de personalități. Și atunci, după 45 până prin 1970, uh, treceau pragul, Lizica Codreanu, de exemplu, ducele și ducesa de Windsor. Da, veneau să liniștească la art terapie. Coco Chanel, da? Coco Chanel, Graz de Monaco, adică nume extrem, extrem, extrem de mari, poate mai mari decât ar fi astăzi, pentru că atunci aristocrația încă mai avea o rădăcinuță în pământul ăsta al mentalităților. Bun. Mergem mai încolo, uite tot la o româncuță de -a noastră, dar tot așa, mai peste granițe, că la noi, în afară de Caterina Teodoroiu, care ai pus-o pe bagnot, n-am prea văzut să vorbească despre femei, despre ce au făcut femeile pentru noi. Dar uite, de exemplu, Tosca de Pucini. Da, Pucini a făcut Tosca și, a, după aia, a făcut o arie special pentru brăilianca noastră, Ariclea Darkle. Pur și simplu a zis, nu pot să fac Tosca dacă Hariclea Darcle nu va cânta. Și au cântat în niște condiții extrem, extrem, extrem de, de, de spurcate. Milano, Roma, toate astea erau sub asediul anarhiștilor italieni. La premieră s-a spus foarte clar, în cazul în care explodează vreo bombă, da? puneau iată felul de, de fitile pe acolo, întrerupeți repede Tosca și băgați marșul regal, imnul Italiei de atunci. La un moment dat un afiș ia foc, în teatrul ăla și toată lumea se bulucește și în momentul în care începe să cânte Ricrea Darcle, toată lumea se calmează, e stins afișul, incendiul la micul incendiu și aplaudă la nesfârșit. Adică există momente de astea, hai să le zic, ale feminității în istorie care par mult mai importante decât toate războaiele și toate porcările făcute de ăștia la alții. Da? După aia ne enervăm că nu avem semnal bună. Wi-Fi-ul nu funcționează, ce dracu se întâmplă? Dom'le, sună la Digi, sună la UPC, sună la nu știu care. Băieți, n-ar fi fost posibil fără contribuția celei mai frumoase femei din lume la vremea aia. Edi Lamar. Nu era numele ei adevărat. Are o poveste foarte faină, o că din Viena, se mărită, pleacă la New York. Ăla, super, super gelos, îl părăsește și ca să ca să scape de el, își schimbă numele. ajunge la Hollywood, joacă niște filme cu mari, mari, mari actori, da, trebuie să cred, mai bine tac decât să, că cu asta cu numele cu actor nu prea, nu prea le am, ok, și devine uh, o super vedetă în cinematografie, dar în același timp inventează, era o specialistă în, în comunicații, greu să spunem telecomunicații, inventează ceea ce numim noi astăzi strămoșul Wi-Fi-ului, da? wireless-ului. Sigur, guvernul american, al doilea război mondial, domnule, nu interesează, ai, ești femeie, aici o lume de bărbați, noi cu tunul, noi cu pușca, noi cu frinta. Ok, dar când vine criza cubaneză din 62, fuga fuguța, ghici unde? La ușa lui Heidi, Heidi Lamar, zgâriat la ușă. Alo, cioc, cioc, cine sunteți? Guvernul Statelor Unite, să rămână dacă vreți să ne deschideți. Ce doriți? Știți, mai țineți minte când noi am refuzat că am fost împiți uh, proiectul dumneavoastră. Acum avem mare nevoie de el. Fără Hedi la mar, probabil Wi-Fi-ul ar fi întârziat ani bun. Ei bine, oamenii ăștia, doamnele, aceste doamne, au mișcat lumea. Astăzi mergem și ne punem un uh, CD sau un uh, zi, ceva electronic, acolo eu habar n -am. Eu v-am spus, n-a schimbat o în viața mea, în mașină să ascultăm o carte. Da? Sunt două copile, au terminat filologia, în sfârșit am și eu strămoș ca lumea, ok? La New York. Două copile, termină filologia, i-o pus să ia redactor de carte, plictiseală mare, în anii 1950, cine mai citea că toată lumea reconstruia, vrea să știe planul Marshall, geopolitică, războiul rece, bombe atomice, McCarthy, ok? Și ce fac copilele astea, filologele? Da, zic, auzi, oare cum ar fi dacă am înregistrat pe discuri de alea de pick-up, de vinilin, uh, și cărțile? De ce trebuie să stea toată lumea să buchisească literele multe? Le pui acolo și le ascunzi la pick-up acasă. Zăi mă că toți am mers pe la edituri. Acolo erau burtoși de la edituri directorii, trabu cu gură, ochelari, burtă-burtă de director, ca de la noi, directorii de companii de stat. Ok, dragă, dar ce porcării să astea. Asta e lumea bărbaților, bărbații comandă anii 50, noi reconstruim planul Marshall, etc., McCarthy, războiul rece, bomba atomică, RSS-ul. Băi de aici, da? Bă, și ce fac fetele? Mai au, își mai vând ele niște pantofi, mai iau de la părinți, mai iau de la prieteni, 1500 de dolari, o sumă destul de mare de atunci. atunci. Bun, și ce fac? se duc la un poet, Dylan Thomas. Nu e foarte mare, dar era așa, era în conferință acolo. Și zic, fii atent, zici și tu la microfon cinci poezii de ale tale. Și ai povestea aia de iarnă, o povestire de iarnă, da, de Crăciun. Vrei să o înregistrezi? Îți dăm din tot ce am agonisit noi până acum, o mie de dolari ți dăm ție cash. Ăsta a zis, bă, nu pierd nimic, Asta arată bine. Era destul de, 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 maleabil când era vorba de, de doamne și domnișoare Dylan Thomas. N-a mai trăit cu mult, în 53 moare. Deci, aibă să registrez. Ei bine, 400 de mii de discuri vândute, aproape instantaneu, pentru că era o inovație de două copile făcută da? de la filologia, doamne, îți mulțumesc că ați gătat și voi filologia și nu mai e mi rușine de chestia asta, da? cărau cu roaba au luat un mic depozit, că nu înțelegeau ce se întâmplă, toată lumea comanda vrem, 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 vrem și cărau cu roaba discurile ca să le dea spre distribuție. Astăzi, da, compania sau compania lor, cred că s-a stins, una dintre ele s-a stins uf, uf, în 2003 sau 2007, compania lor este partea unei companii care valorează pe bursă un miliard de dolari. Catborn. Ok? Un miliard de dolari. Și atunci te gândești, bă, de ce trebuie să existe doar, doar fițoșenia asta nasului lung al tovarășului bărbat? De o parte, sigur că trebuie să spui la mulți ani, la mulți ani am spus, să spui cuvinte frumoase despre despre doamne, despre domnișoare, le spunem, dar cred că e mai important ca să arăți ălora care încă nu au învățat respectul, șapte ani de acasă înseamnă totuși ceva, să le arăți că există și o lume a femeilor și dacă mergem așa pe fir, s-ar putea să fie cel puțin la fel de important, având în vedere că ne uităm acum pe Wi-Fi, ca lumea bărbaților și de aici pot porni discuții de ce femeile în secolul 21 încă mai au un salariu mai mic decât bărbații de ce e, e, încă în guvern uite ce mai misogin guvern este totuși în România două, și prin noroc, o plecat câmpianul de la educație, doar două posturi de ministru ocupate de femei. Discutăm apoi despre violența asta care încă nu e pedepsită, pentru că, deși poliția bate la ușă când obitocul urlă, o surumă, o dă cu capul de pereț, face scandal, domnule, n-avem ce face, nu ne băgăm în familie, da? Dar tu te bagi numai dacă o bagi în sacul negru? Adică, există o mulțime de lucruri care pot porni ca să repare niște alte lucruri să aveți sănătate. Nu vă costă nimic să luați o floare. Uite, eu de exemplu, bă, acum m-am gândit, ieri am spălat toată ziua vase, că eram am singur acasă și erau vase multe. Și evident că eu până îmi pornesc mașina de spălat vase, mi se plimbă limba în gură și limba plimbă în gură, da? degetele mele nu sunt făcute pentru butoane și atunci m-am simțit foarte bine. Și după aceea mi-a zis, bă, vine de mea și ce? mamă, dar ai spălat vasele de o martie. Nu, 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 le-am spălat că erau murdare. Dar astăzi cei? Ce Zice, 7 martie. Zic, uite, am ratat la mustață. V-am pupilizat semnificativ. O zi minunată.